Cătălin Panduru este apicultor de 15 ani în comuna Urzicuța din județul Dolj, timp în care a transformat o pasiune într-o afacere de familie. Pesta porcină africană a închis în 2 ani mai multe jumătate din fermele de porci din Dolj. Despre toate acestea, în emisiunea Satul meu, duminică, 4 decembrie, ora 19, pe TVR Craiova.